Salutare toată lumea și bine v-am găsit, fraților, la un nou episod. Băi, astăzi să avem o discuție, un subiect destul de important, adică bine, nu e important, dar destul de ciudat. Am auzit că cei de la Bugget vor să unească serverele, frate, adică să facă, nu știu, blue, white, nu blue, să facă black sau nu știu ce pui mei, așa am auzit cel puțin. Mi se pare destul de ciudat având în vedere că a dus o perioadă proastă și Bizonul, adică erau momente când serverul RPG1, care e primul server și ar trebui să fie cel mai popular, nu trecea pragul de 400 de playeri, acum are 455 la ora 2, deci a crescut din nou, pot să zic, da, deci vreau să vă zic că vor să unească serverele pentru că cică n-au mai avut playeri, ceea ce mi se pare o tâmpenie până la urmă, pentru că cei de la Bizon n-au avut playeri de la faza cu The Link, care a fost anul trecut, și cei de la Bugget n-au avut player 3 luni și deja se dau bătuți, nu mai încearcă să bage niciun update, să atragă player, nimic, pur și simplu unesc serverele ca să aibă mai mulți player și mi se pare o tâmpenie. Deci noi deja practic avem mai mulți player decât Nefrite, aproape pe doar pe RPG1, și ei deci se dau bătuți 3 luni în pui mei, după ce, mă rog, stai să mă uit, stai că-s curios. Uite, Robia, uite aici. Robi 426, Bizon RPG-ul 451, Bizon 2 482. Ambele servere, Bizon primele, am mai mult decât Robi. Deci, nu se poate zice că am crescut din nou, frate, și cei și am stat un an și ceva în playeri sub 400 ziua. Bine, au mai fost din când în când mai mult, dar serios, și au stat 3 luni și gata, frate. Mă rog, nu chiar 3 luni. Cred că de când s-a deschis Robi, nu prea mai au playeri, băieții. Da, să fim serioși, frate, nu știu, mi se pare o tâmpenie, n-am mai încercat, băieții, să bagi un update, adică eu am jucat pe Bugget, am jucat și știți că am jucat super mult pe Bugget, am jucat vreo 2 ani pe Bugget și am apreciat pe băieți, dar, sincer, chiar mă bucur că n-am mai jucat acolo, frate, și nu fac hate sau ceva, chiar îmi place Bugget-ul, dar mi se pare o tâmpenie chestia asta cu unirea, frate, adică, uite, și eu am avut în gând odată să le dau o idee de la aia de la business să unească serverele, că nu mai aveam player, frate. Da, m-am gândit după aia, frate, adică bine, nu m-am gândit, ei mi-au spus, frate, cum facem cu playerii, mă? Adică cum împărțim business-urile, cum facem? Măi, de la bag e nicio problemă, n-au, frate, împărțim business-urile, dă-i în pula mea de playeri, împărțim business-urile, nu contează că au băgat sute de lei în joc, dă-i în pula mea, împărțim business-urile. Știi ceva, regenul a fost de la Bugget. Da, păi mie, mi se pare o tâmpenie, bine că n-am mai băgat bani în Bugget, bine că m-am apucat de business-uri. Adică, na. Deci nu fac hate, vă mai zic încă o dată, doar zic că e mai bine așa, că oricum ajungeam să mă joc pe Black, pe pizda mă, pe ce vrei să fac acolo, că unesc serverele, nu știu, mi se pare o chestie ciudată, care n-ar trebui să o facă, pentru că oricum fiecare server are momente proaste și momente bune și, sincer, și Bizon a avut timp de un an momente proaste, acum avem mai mulți player decât Robi, bine, și Robi probabil, adică orice server are momente proaste, frate, adică să fim serioși. Probabil la deschidere au avut 1000 dintr-o mie până acum pe o săptămână. Acum nu prea mai are așa de mulți playeri. După aia poate probabil o să aibă iar 1000 dintr-o mie. Poate Bugget își revine și are 1000 dintr-o mie pe toate serverele. Să nu uităm că anul trecut Bugget într-o perioadă avea în ora de vârf 1000 dintr-o mie pe toate serverele, pe green, red, blue și orange. Pe toate avea 1000 dintr-o mie. Să nu uităm chestiile astea, frate. Ia uite-mă pe pizdoi ăștia, frate. Ze doi retardați în pula mea. Na, mă rog. Ăștia-s doi proști, că stăteam la training room, eu încercam să intru pe mine și tot făceau DM pe mine și mă făceau praf. Nu știu, pula mea, doi retardați, doi pui mei. Așa, deci după cum v-am zis, nu-i frate, mi se pare o idee proastă asta, nu știu, cei de la Bugget fac ce vor în pula mea, nu sunt în staff să zic, frate. Așa, da, deci după cum v-am zis, fraților, nu știu ce zic, mi se pare o tâmpenie faza asta, bine că nu mai joc pe Bugget, adică nu-i faza de GM, că e din 2010, că e din 2000, ce-o mai fi. Într-adevăr, îmi pare sisteme mai avansate, Bizon, mai ales că astea cu misiuni care e unic, cel puțin așa știu eu că e unic. A juca, frate, tot RPG în pula mea, tot facțiunii, tot una, știi? Dar, nu știu, mi se pare o tâmpenie, adică mulți playeri o să se lase, cred că tot atâția playeri o să aibă pe Black sau ce vor să facă, nu știu, n-am înțeles. Am văzut o poză, nu știu dacă era fake sau nu, am văzut pe Sam România că a postat cineva, gen de pe Slack, cred că, nu știu, frate.
Că au zis Zoco că trebuie să unească green cu red și blue cu orange sau nu știu ce unesc, sau yellow cu orange și blue cu red, știi? Nu blue cu red, pardon, orange cu red, știi? Nu știu exact, nu știu ce vor să unească, dar sper să nu fie adevărat, frate. Eu sper să nu fie adevărat că e nasol. By the way, bă, la modurile astea, mă, pizduelor, ia pot să urc pe chestiile astea? Nu știu, doar curios, dar vreau să nu-mi iau bani pentru fly, adică s-ar putea să iei cei care n-au modurile să vadă în aer. A, nu pot, mă, trec prin ele. Am crezut că pot să urc gen pe chestia asta. De seama ce vedea aia la player, că mergeam în aer. Oh, wow, da, bă, nu, merge, e bun. Da, mă. Da, frate. Băieții de aici suferă. Stai un pic să-mi pun chestia pe dată ca lumea. Adică oricum nu prea fac eu chestii nasoare. O să fiu băiat bun în episodul ăsta, frate. Primul episod în care o să fiu băiat bun. Ok. Așa. Gata, frate. Deci da, fiecare server are momente proaste și momente bune. Nu trebuie să ționezi serverele în primele 3 luni de inactivitate pe server, având în vedere că noi am stat în 400 de player la ora de vârf și ei chiar au avut mai mulți player decât noi, adică Blue a avut 700-800 chiar și ei vor să unească server. Nu știu, e genii, ce fac, fac ce vrei, dar v-am zis, mie personal mi se pare o idee proastă. Acum nu mă înțelegeți și că frate, ce pui mei, ce baghete de căcat cu unii. Nu, chiar nu, chiar apreciez Bughead, e, adică pe Bughead am crescut, pe Bughead am învățat Samp. Bine, n-am învățat Samp pe Bughead recu, că știam Samp oricum de mult, dar zic așa, nu știu, am învățat majoritatea chestiilor acolo. Da, pe Bizon rămân pentru că îmi place mai mult, frate. Bizon îmi place, îmi place sistemele astea, zic, îmi place sistemele de pe Bizon, nu știu, mă simt bine aici, mă simt ca acasă. Înainte când m-am apucat pe Bizon, nu mă prea simțeam ca acasă. Prima dată acum în 2017, în ianuarie, când m-am reapucat de Bizon, nu mă simțeam așa de fain. Adică n-aveam avere, n-aveam nimica pe Bughead, aveam toate chestiile, aveam pe Bughead. Știu că m-am lăsat de Blue, înainte să mă apuc de Bizon să-mi fac contul ăsta, m-am lăsat de Blue, că îmi luasem un urn, că am zis FMM, știi? Și îmi luasem urn, că am zis FMM ăla. Și m-am enervat foarte tare pentru că e o genie pe o chestie care, nu știu, o chestie care poate să însemne orice. FMM era zis la Caterinca, în primul rând, adică vorbeam cu cineva, nu i-am zis la unul gen, nu știu, nu i-am zis așa de răutate, frate. Adică nu că nu i-am zis de răutate, nu știu cum să vă explic, frate. Unul își pusese numele Stoicescu, Stoica, sau nu mai știu ce nume își pusese, frate, pe Sam. Dar nu gen, fut-o-s gura mătii, mă, ce prostie, frate. Nu că își pusese numele din răutate sau ceva, nu, frate, își pusese numele așa la Caterinca, you know? Și eu am zis, frate, așa mă cheamă pe mine, FMM. Și s-o găsit un rata, frate, să-mi facă post, că ce am zis eu FMM pe frecvență. Nu, și așa am luat eu, frate, ori. Aici FMM nici nu cred că se cenzurează, dar nu încerc, că poate nu se cenzurează și îmi iau mare post. Da, zic așa ca idee, frate. Nu știam că FMM se sancționează, că e pur și simplu o jurătură, nu-i zici futuți morții mătii, știi, nu-i zici așa, îi zici FMM, e prescurtare în pizda măsii, nu știu. N-am știut că se sancționează, FMM poate să însemne, nu știu, flec mă, stai, FMM, flec mă, mântuim iar muia, ce pui mi cu aia ta, da mă. Nu știu, frate, poți să însemne orice, frate, cuvântul ăla, adică combinația de litere, pula mea, nu neapărat cuvântul ăla, dar mă rog. Păi, frate, mi-am luat urn pentru chestia aia și aveam un cont ca lumea, aveam cont cu 800 de ore, level 26, știi? Bine, mă apropii deja de aceste statistici și pe Bizon. Level 27 cred că aveam, de fapt, pe ăla. Aveam level 27, 700 de ore, dar nu-i bai, n-aveam atâtea avere cât am aici. Aici am și casa, am și mașini, am, uite aici, frate, am și facțiune aici. Deci, practic, pot să zic că mi-am recuperat tot ce aveam pe Bughead și mai ceva, adică părerea mea e că nu doar orele și ce am eu acolo contează, contează și averea să te distrezi, frate, și pe Bizon, având în vedere că sunt eventuri 24 din, nu chiar 24 din 24, ziua, practic, toată ziua sunt eventuri, frate, ceea ce e super tare, adică nu te plictisești pe Bughead, job și atâta, job și ce mai băgat e pe acolo update, DICE, uite ce zice ăla acolo. Dar pe Bizon toată ziua numai eventuri făcute de player, frate, și asta e super șmecher. Măcar te-a băgat și un sistem de ăsta, frate, că n-am zice că e copia, dar să facă și ei, frate, ăla mai complex, știi ce zic, Bughead-ul, că nu știu, mi se pare așa,
cu sisteme care te uiți la videoclipuri de pe baghe din 2013 și zici că e același lucru, din 2012 și zici că e același lucru, și nu zici că s-a schimbat serverul deloc, știi? Chiar dacă au mai băgat update-uri care au fost șmechere, nu se vede diferența, știi? Nu se vede diferența. Pe Bizon, dacă te uiți la episodul ăsta, Get Gift, 3 RP-uri, a, e clar treaba. Pe Biz, ăsta, pe Bizon, dacă te uiți la Get Gift, odată la 6 ore, ok. Pe Bizon, dacă te uiți la un episod, frate, din 2000 nouă când au apărut, zici că e alt server, ești nebun. Bine, probabil că tot scrie aici Bizon, că tot îi scrie numele cum îl scrie, da? Sistemele, uite, de exemplu, în 2012 pe Bizon dădeai cu slash rob, gen rob, știi? Acum face echipă, te duci cu chestii, știi? Adică e mai complex, frate, l-au făcut mai șmecher, știi? Nu s-au dat bătuți. Din 2009, gândiți-vă că au avut perioade, au avut perioade foarte lungi de inactivitate pe server. Știu că și anul trecut, când m-am apucat eu, aveau 300 de player, 350 maxim, ești nebun. Și acum avem 437 de player la ora 2. Și ziua 1000 dintr-o 1000, deci nu trebuie să te dai bătut, asta e faza. Că dacă știi că ai avut succes, succesul oricum o să revină înapoi. Poate, nu-i garantat, dar având în vedere că Bizon e cea mai mare comunitate, pot să zic, adică cea mai mare, mă refer, care și servere de CSGO, de toate alea, frate. Adică Baghedu-i rezuma doar la Samp. Bizon nu are de CS, o să-și facă și de GTA 5 de pizdă, adică e o comunitate, uite, face și meeting-uri în pui mei, cred că Tibi sau Shadow nu și-au arătat niciodată fața și Bobo face și meeting-uri cu abon, nu cu abonații, mă rog, cu jucătorii. Nu știu, mie asta mi se pare. Nu interacționează, pur și simplu, nu le pasă de server, le pasă doar să scoată bani, nu știu, bine, oricum trebuie să scoți bani din server, că nu-l faci să dai faliment, să rămâi în datorie drecu, să te duci la cămătai, e datorie drecu că trebuie să plătești hostul pe Samp, deci trebuie să și scoți ceva din server ăla, că nu-l faci degeaba, știi ce zic? Dar nu se văd rezultate pe. Păi, what the fuck, ce șmecher eu așa? Mă rog, eu v-am zis, cam asta e părerea mea, e târziu, mă pun pe sleep și îmi las contul așa, pentru că pula mea. Băi, sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Salut!